Ziua, dragi colegi, vă salutăm la o nouă ediție a videoconferinței în regim online EU Debates Cafe cu tema formarea noii componențe a Consiliului Superior al Magistraturii, provocări și soluții juridice. Vineri 17 martie 2023 a avut loc prima în ultimii 4 ani adunare generală a judecătorilor. În cadrul adunării au participat 330 de magistrați din întreaga țară. În cadrul ședinței în cauză urmau a fi selectați 4 membri ai CSM din rândul celor 5 magistrați care au promovat exercițiul de pre-vetting. După 5 ore de discuție, adunarea generală a judecătorilor a fost întreruptă până la 28 aprilie 2023, fără a fi selectați acei 4 membri ai CSM din rândul magistraților instanțelor de fond. Astfel, activitatea CSM rămâne a fi blocată, mai cu seamă că anterior majoritatea membrilor CSM și-au dat demisia, la fel cum au procedat și majoritatea membrilor Curții Supreme a Justiției, judecătorilor de la CSJ. De altfel, instanță unde sunt examinate contestațiile judecătorilor care nu au promovat exercițiul de evaluare extraordinară. Care sunt motivele ce au generat acest blocaj în sistemul judecătoresc, dar și ce soluții pot fi identificate în vederea depășirii acestei situații, dezbatem cu invitații evenimentului de astăzi, doamna Veronica Mihailov-Moraru, ministra Justiției al Republicii Moldova, domnul Vadim Vieru, avocat Promolex, doamna Livia Mitrofan, judecătoare, judecătoria Chișinău, domnul Ion Chertoacă, judecător, judecătoria Chișinău și președinte interimar al Asociației Judecătorilor din Republica Moldova, doamna Marina Rusu, judecătoare, judecătoria Cahul și membră a Asociației Vocea Justiției, domnul Nicolae Ieșanu, expert în domeniul justiției. Vă mulțumesc mult pentru disponibilitatea de a participa la acest eveniment. Și acum aș vrea să ofer cuvântul doamnei Veronica Mihailov-Moraru, ministra Justiției a Republicii Moldova, adresându-vă următoarea întrebare. Doamna Mihailov, dacă ați putea să-mi spuneți, există la minister o viziune sau un plan cu privire la crearea unui CSM nu doar funcțional, dar și reprezentativ? Deci, cu privire la crearea Consiliului Superior al Magistraturii, toată lumea știe cât este de important crearea și funcționarea acestui Consiliu pentru societate și pentru ca lucrurile să intre într-o anumită normalitate pe segmentul justiției. Adunarea generală care s-a petrecut recent cumva a demonstrat că nu s-a reușit să se treacă la selectarea membrilor din partea judecătorilor și acest lucru ridică foarte mari semne de întrebare, având în vedere că legea prevedea foarte clar că la adunarea generală urma să fie pus în discuție selectarea membrilor din partea corpului judecătoresc. Mai mult ca atât, neînțelegând totuși care este și temeiul legal, a fost amânată această, nici nu amânată, dar corect să formulez cum s-a invocat, întreruptă, pe un termen excesiv examinarea acestui subiect pentru data de 28 aprilie. În acest context, așa cum s-a anunțat și public, s-a decis ca Parlamentul cumva să accelereze formarea funcționalității CSM-ului din rândul membrilor, din rândul societății civili, având în vedere că la moment avem 3 decizii adoptate de către Comisia Preveting cu privire la 3 candidați care au trecut acest exercițiu de preveting și, din câte se cunoaște, urmează în curând să fie anunțate și deciziile în privința celorlalți membri. În acest context, deoarece suntem într-o situație de blocaj și într-o situație extrem de tardivă pe soluționarea problemelor ce ține de justiție. Acesta este un prim pas pentru ca acest CSM să devină unul funcțional pentru a putea trece la rezolvarea problemelor din justiție. Eu înțeleg că se pune întrebarea cât de reprezentativ ar fi acest CSM, indiferent de câți membri vor susține acest exercițiu de preveting din partea societății civile și înțeleg anumite poate nemulțumiri în acest sens, dar noi trebuie să înțelegem că suntem într-o situație extrem de
complicată și neobișnuită, iar în situații neobișnuite se adoptă și decizii neobișnuite. Ori noi, ceea ce trebuie să înțelegem toată lumea ca un fir roșu, este important de pus la bază interesul public și funcționalitatea instituțiilor care se asigure o anumită normalitate pe segmentul justiției. Și în acest sens, eu, așa cum am reiterat și cu alte ocazii, fac un apel către toți judecătorii să înțeleagă importanța acestei situații și să conștientizeze rolul acestora, astfel încât au toate șansele să vină și ei în întâmpinare, astfel încât să se convoace o adunare generală a judecătorilor și să proceadă la selectarea membrilor din rândul judecătorilor. Să-i aleagă măcar câțiva, bine, nu s-a discutat despre foarte mult despre faptul că este necesar să se aștepte soluționarea contestațiilor. Dar haideți să fim și rezonabili în același timp. Legea a prevăzut foarte clar că contestațiile nu suspendă petrecerea adunării generale. Totodată, legea prevede că contestațiile se examinează în 10 zile. Și noi ce avem? A trecut mai mult de o lună jumătate, Curtea Supremă de Justiție nu a respectat operativitatea și celeritatea în examinarea acestor contestații. Totodată aș pune poate sub semnul întrebării și comportamentul părților în acest proces, fiindcă de multe ori când sunt dosare de rezonanță se critică poate avocații și mai departe. Bine, nimeni nu vorbește despre drepturile procesuale în apărare. Da, aceste lucruri trebuie respectate, dar trebuie să fie și o anumită bună credință în tot acest proces. Mai mult ca atât, dacă judecătorii nu au respectat aceste legi, ce putem vorbi noi despre alți oameni? A treilea, în ce mesaj se transmite prin această situație cetățenilor? Și în al patrulea rând, oare nu era depus necesar de a avea o abordare totuși mai pragmatică? Noi nu vorbim aici despre un vetting, vorbim despre un exercițiu de prevedere, un exercițiu de filtrare a potențialilor candidați. Noi vorbim despre un drept potențial și nu un drept câștigat automat prin lege. Oare judecătorii nu, dacă care au vorbit atât de mult despre problemele în sistemul judecătorii și eu le dau crezare și eu împărtăș aceste probleme care trebuie soluționate și au fost lăsate mult timp nesoluționate. Dar cum să le rezolvăm dacă nu este organul de autoadministrare? Deci, în acest sens, reiterez încă o dată că soluțiile aparțin și sunt și în partea judecătorilor. Mulțumesc! Vă mulțumim, doamna Mihailov, pentru intervenție. Într-adevăr, miza era mare la această adunare generală a judecătorilor. Se specula cumva că nu va fi quorum, totuși quorum a fost. Au participat un număr foarte mare de judecători, 330 de magistrați, ceea ce este îmbucurător. Am auzit multe voci care nu le-am auzit anterior, multe chestii care nu se spuneau anterior cu glasul tare, ceea ce la fel este îmbucurător. Înseamnă că magistrații și-au recapătat vocea, nu le este frică să vorbească și asta este un lucru bun. Deja urmează să fie găsite soluțiile pentru depășirea blocajului actual. Astăzi avem alături de noi și trei reprezentanți ai sistemului judecătoresc, cu care urmează să discutăm un pic mai târziu și sunt sigură că poate fi ajuns la un consens prin discuții și colaborare. Între timp, domnul Vieru, dacă ați putea, vă rog, să vă expuneți pe acest argument expus inclusiv de doamna Mihailov, dar care l-am auzit în spațiu public și anterior, legalitatea întreruperei adunării generale a judecătorilor pentru un termen de peste 40 de zile, fără să se expună pe motivul convocării, care de fapt a fost selectarea celor patru membri judecători în CSM. Da, vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc, în primul rând, pentru invitație și sunt onorat că să particip împreună cu doamna ministră, colegii judecători în această dezbatere publică. Vreau să fac înainte de a răspunde la întrebarea dumneavoastră disclaimer, deci tot ce spun eu o spun în calitate de avocat Vieru Vadim și nu reprezentant al Asociației Promolex, pentru că într-un stat democratic, inclusiv și în Asociația Promolex, opiniile poate să difere și nu aș vrea ca tot ce spun eu să fie interpretat ca poziția asociației. Și ține de adunare, vreau să fac puțin o incursiune legată însuși de proces, pentru că suntem la o dezbatere public și unii spectatori sau cei care ne privesc ar trebui să înțeleagă anumite, puțin
puțin context. Deci această situație, inclusiv care noi numim blocaj, a început când este un rezultat al situației inclusiv care am avut-o cu privating, dar și rezultat al unor probleme care le-am avut anterior în justiție. Și ține de privating. Acest proces inițiat, vrem noi, nu vrem, nu contează intențiile care stau în spatele acestei măsuri de politici, dar privatingul este o măsură de evaluare politică a unui sistem judecătoresc care a fost inițiat și care, având în vedere că unii colegi judecători au acceptat ca să participe în el, de principiu l-au validat sub o formă sau alta, chiar dacă ulterior au existat critici și au existat critici justificate legate de acest proces. Atunci când au fost inițiate mai multe acțiuni, inclusiv legate de reforma justiției, dar și privatingul și alte acțiuni premergătoare, mai multe persoane apreciază și mă spune primul că, cum îl numesc în legii, conceptul de risk assessment, deci sub aspect de risk assessment, dacă aceste chestiuni nu prea au fost evaluate. Și toți, inclusiv în această situație, pe care eu o numesc risk assessment, uit cumva și de responsabilitatea Comisiei Privating. Pentru Comisia Privating urmea să termine, să finalizeze toate procesele legate de privating, dacă mă greșesc, tot cu extindere, încă în decembrie 2022, după care a fost urmat o extindere. Deci procesele au mers destul de lent. Critici asupra Comisiei Privating, în acest sens, din partea guvernului, nu am observat să fie. Evident că neformal, de regulă, poziția unor reprezentanți a Comisiei Privating, atunci când îi sugerează că se mișcă prea lent, este că este afectată independența. Respectiv, această consecință a vitezei care s-a mișcat Comisia Privating, inclusiv au adus la situația în care unii lucruri au trebuit să se întâmple mai îngrabă și inclusiv legate de adunarea generală. Și apropo, pentru altele, noi nu știm când Comisia Privating o să finalizeze cu CSM-ul și cu organele din subordinea CSME și când o să finalizeze inclusiv cu CSP-ul și alte organe din subordine. Și asta creează destul de multe necunoscute. Ce ține de problemele anterioare care au fost în segmentul de justiție, noi am avut destul de multe interimate formate sau care le asigurau anumite persoane care anterior au participat în luarea unor decizii destul de dubioase, controversate, sau nu știu cum putem să le numim. Însă și faptul că au existat aceste interimate pe o durată atât de lungă nu este un lucru bun după mine și la fel a influențat anumite discuții care au avut loc la adunarea generală a judecătorilor și inclusiv dezbateri pe anumite subiecte specifice. Și acum să trec direct la adunarea generală, dacă a fost justificată sau nu a fost justificată. Eu personal am încercat să ascult opinia și argumentele reprezentanților guvernului, care sunt sigur că acționează cu bună credință, dar și opinia judecătorului. Ca și cetățean, ca și avocat, eu cred că justificarea prezentată de către unii judecători este una destul de rezonabil legată de întrerupere. Și această justificare este argumentată prin situația legată de regulament, inclusiv prin acele poziții, acele declarații care s-o fac carier și este discutabil dacă este un argument suficient sau nu, dar ce ține de regulament probabil ar fi justificată. Această întrerupere a fost, într-adevăr, făcută, după cum a fost numit, pe perioada destul de mare, 4-5 zile, dacă nu greșesc. Dacă este prea lungă sau este prea scurtă, cred că ar fi mai bine să expună colegii judecători pe această situație. Dar, într-adevăr, cu ce sunt de acord cu doamna ministru, dacă după această perioadă, după 4-5 zile, nu o să fie găsit un consens și numit judecători
membru CSM, atunci, într-adevăr, ar putea să apară mai multe întrebări legate de proces. Și ca să nu se întâmple astfel de chestiuni, ar trebui să existe o comunicare din partea judecătorilor și din partea reprezentanților guvernării, o comunicare mult mai eficientă. Ce se întâmplă acum, mie mi se pare că este o distanțare și crearea unei situații și adâncirea situației de conflict care de principiu nu o să aducă, în opinia mea, la nimic bun. Comunicarea ar trebui să înceapă cât mai repede și să fie pe bună credință și această comunicare să participe judecători care, fără care să existe limitări, și judecători care reprezintă, de principiu, cred că poziția majoritară a sistemului. Referitor la adunarea generală, câteva chestiuni tehnice, am urmărit-o și eu, privesc eu, a fost una destul de aprinsă, să spunem așa. Eu m-am bucurat, în primul rând, că mulți judecători, într-adevăr, au început să vorbească. Ceea ce nu se întâmpla anterior, și nu vorbeau doar despre chestiuni care țineau nemijlocit de adunare generală, dar despre probleme care există în sistem și probleme care trebuie să fie soluționate destul de repede. Inclusiv legate de personalul auxiliar, asistent judiciar, salariile din sistem, condițiile de muncă care, într-adevăr, reprezintă fapte care trebuie să fie, foarte importante care trebuie să fie discutate. Au existat și anumite discursuri care, de principiu, cred că nu fac față judecătorilor ca și sistem și cred că judecătorii ar trebui să se distanțeze de la astfel de mesaj. Nu o să numesc nume, dar cred că colegii judecătorii înțeleg foarte bine despre cine vorbesc. Și ține de procesul de organizare, într-adevăr a fost, în opinia mea, organizare, o adunare destul de prost organizată, și care acest proces de organizare nu face față, cred că judecătorilor, judecătorii sunt sigur pot organiza mult mai bine. În acest sens, cred că era sarcina CSM să organizeze acest eveniment foarte important, mult mai bine, și trebuia această organizare să înceapă mult timp în urmă, fapt care aparent nu a avut loc, dar este posibil ca colegii judecători să se revanșeze la următoarea, pași 5 zile, când continuă ședința adunării generale și să demonstreze că cel puțin procesele tehnice care pot fi organizate mai bine, sunt organizate mai bine, inclusiv ce țin de procesul de vot. Și o să fac trimitere la exemplul Uniunii Avocaților, unde noi deja de 2 ani de zile avem vot electronic și care a scos de pe ordinea de zi a Uniunii Avocaților foarte multe întrebări legate de procesele de organizare a unor astfel de adunări. Cred că judecătorii ar putea să preia experiența de la noi. Și ține de, și în ultimul mesaj, îmi cer spus că eu foarte mult am comentat, și ține de atitudinea policienilor și mesajele transmise de policieni și guvernare după ce s-a întrerupt această adunare. Eu cred că pe locul, poate ele sunt rezonabile, dar cred că totuși ar trebui să așteptăm să vedem care să fie finalitatea după următoarea ședință din continuarea ședinței din aprilie. Asta este tot. Vă mulțumesc, domnul Vieru, pentru intervenție și pentru că știu că urmează să ne părăsiți mai devreme decât este prevăzut pe agenda. Să-mi permiteți să vă adresez acum o întrebare legată de cele menționate cu privire la procedura de pre-vetting și faptul că aceasta a durat foarte mult, da, este adevărat, dar dacă considerați că în cazul în care procesele în cadrul pre-vettingului se demarau mai repede, schimba sau influența cumva această situație în special de la CSJ, pentru că în cadrul adunării generale a judecătorilor noi am auzit diferite rezerve față de acest mecanism. Mai puțin despre cât a durat, mai mult despre faptul că judecătorii ar trebui singuri să își facă curat în cadrul sistemului și nu ar trebui să existe o comisie externă care ar filtra acești candidați. Da, vă mulțumesc mult pentru întrebare. Eu cred că viteza nu este crucială și determinantă, într-adevăr. Poate am pus accentele în cum trebuie. Însă și procesul este destul de criticat și mi-am permis și eu să critic.
inclusiv în medii mai private legate de pre-rating și în mod special legate de candidații judecători. Eu personal, ca și cetățean, sunt mulțumit de candidații care au trecut pre-rating. Eu nu am întrebări și, într-adevăr, apreciez integritatea colegilor și colegilor judecătoare care au trecut acest proces de pre-rating. Dar toate acestea sunt judecători, colegi, care, în opinia mea, au un nivel de integritate suficient și acele decizii de nepromovare nu m-au convins că ei nu au ajuns la standardul de integritate pe care l-a setat Comisia Pre-Rating. Și asta, în opinia mea, este partea inclusiv care a generat situația de blocaj, a generat un efect domino care a afectat și Curtea Supremă de Justiție. Odată ce candidații la Curtea Supremă de Justiție au văzut colegi judecători tineri, care, de principiu, nu ai putea să le invoci anumite probleme de integritate și care sunt destul de vocali și curajoși, spun eu, nu au trecut acest proces de pre-rating, atunci un judecător la Curtea Supremă Justiției cu experiență destul de mare și probabil cu implicare în dosare destul de specifice, ar putea să nu treacă, o șansă destul de mare ar putea să nu treacă de acest proces de pre-rating. Și vorbind despre asta, mă întorc la situația de risk assessment, de evaluarea riscului. Acesta, într-adevăr, este un risc care urma să fie considerat în procesul de elaborare a politicii publice. Pentru că, vorbind simplist, judecătorul de la Curtea Supremă cum trebuie să procedeze? Evident, există interes public. Și era preceabil dacă judecătorul de la Curtea Supremă Justiției reieșind din evaluarea din procesul de pre-rating și aprecia șansele că nu se treacă vetting-ul, de exemplu, și urma să continuă activitatea în sistem, pentru că există foarte multe dosare care sunt blocate, dosare importante și sensibile la Curtea Supremă Justiției. Deci există interes public, dar de altă parte, cred că nu putem să blamăm judecătorul la Curtea Supremă Justiției pentru că ei au decis să plece în demisie. Odată ce însuși politicul le transmite mesaj că voi nu prea sunteți doriți în componența Curții Supreme după ce o să fie făcut reformă. Vă mulțumesc mult pentru comentariul dumneavoastră. Într-adevăr, interesul public ar trebui să fie în capul mesei, lucru care nu s-a întâmplat. Poate este cumva naiv din partea noastră să credem sau să solicităm că interesul public să fie pe locul întâi. Desigur, nu putem blama oamenii care au decis să plece în demisie, este dreptul lor. Mai mult ca atât, nu putem să refuzăm această plecare, nu putem să-i oprim să plece. Dar totuși, inclusiv problema cu contestațiile, era un termen legal de 10 zile pentru examinarea acestor contestații. În cazul în care judecătorii de la CSJ preferau să examineze aceste contestații în termen legal, posibil pe 17 martie lucrurile erau altfel sau cel puțin nu era invocat motivul întreruperii examinarea contestațiilor care nu au avut loc la CSJ. Plus la toate, ne dăm bine seama că situația este dificilă și amânarea unei decizii atât de importante pentru un termen de peste 40 de zile este cumva exagerat, după părerea mea. Dar vom vedea ce urmează. După cum am menționat anterior, alături de noi sunt și trei reprezentanți ai sistemului judecătoresc, doamna Mitrofan, doamna Rusu și domnul Chertoacă. Vă mulțumim foarte mult pentru disponibilitatea dumneavoastră. Doamna Mitrofan, aș vrea să încep cu dumneavoastră, dumneavoastră fiind și persoana candidatura căreia urma a fi supusă votului adunării generale a judecătorilor pe 17 martie. Ce părere aveți dumneavoastră despre această întrerupere până la 28 aprilie și dacă există o certitudine că la 28 aprilie acei membri judecători în cabinet totuși vor fi selectați? Bună ziua la toți, în primul rând. Eu nu aș putea să critic o hotărâre a adunării generale de întrerupere a ședinței, chiar dacă nu sunt de acord cu ea.
pentru că noi suntem judecători și noi avem anumite standarde și anumite obligații, așa cum nu criticăm hotărârile colegilor mei noștri, nu aș vrea să mă expun și vis-a-vis de hotărârea majorității adunării generale și aș vrea să o respect. Ceea ce ține în general de adunare generală, eu când am început a parcurge acest drum pentru a candida la funcția de membru CSM, cineva la adunarea generală mi-a spus că trebuie să scoatem ochelarii roz și eu recunosc că eram cu ochelarii roz pe ochi pentru că eu, aplicând în practică, mă conduc după un principiu foarte important. Este principiul bunei credințe a tuturor participanților implicați în proces. Atât timp cât am mers pe acest drum lung și nevoios, eu am mizat pe acest, acest principiu al bunei credințe. Ceea ce am văzut eu și cred că ochelarii roz au dispărut, este că societății noastre, în general, acest principiu nu este specific. Eu am urmat acest drum, am conformat legii 26, care este o lege și a fost declarată constituțională de Curtea Constituțională. Eu am mers în acest proces asumându-mi și riscurile de a nu trece, fiind un judecător tânăr. Am mers la acea audiere publică, care pentru mine a fost destul de umilitoare, așa, pentru că a fost prima și incert. Ce a fost la adunarea generală? Eu am mizat pe adunarea generală din 17 martie, pentru că eu la fel am așteptat ca Curtea Supremă de Justiție să examineze contestațiile. Am urmărit atent mersul contestațiilor în Curtea Supremă de Justiție, după care am înțeles cum ele merg examinarea lor și am hotărât să încep a vorbi cu colegii despre ce facem după 17 martie, reieșind în faptul că suntem în situația care suntem, pentru că și le-am explicat la colegii mei punctul meu de vedere că suntem între interesul personal, interesul și interesul sistemului judecătoresc. Am prevăzut acele efecte de la adunarea din 17 martie. Regret că colegii mei nu au trecut pre-vetting-ul și regret că Curtea Supremă de Justiție nu le-a examinat contestațiile și nu s-a expus. Nu știu dacă va examina până pe 28 aprilie, dar eu sper că până atunci să fie finalizate aceste examinări și să avem hotărâri irevocabile potrivit legii 26, pentru că am mai auzit eu acolo niște vorbe, nu știu dacă este adevărat. Dar nu vreau să discut despre ele. Ceea ce a fost la adunarea generală a judecătorilor de pe 17 martie, eu m-am bucurat mult că colegii mei au ce spune societății și politicului, că au fost foarte activi și au expus problemele sistemului. M-a întristat foarte mult modul de organizare a adunării generale, pentru că atât timp cât noi suntem judecători și examinăm cauze, asigurăm solemnitatea procesului și respectarea ordinii în sala de ședință, ar fi trebuit să ieșim la acea adunare generală ca un exemplu absolut. Dar nu a fost așa să fie. Nu știu de ce s-a decis modul de petrecere a adunării generale în așa mod. În primul rând, se putea alege o sală mai mare, pentru că noi eram mult mai mult și eram neîncăpători în acea sală. Într-a doilea rând, nu a fost ordinea de zi, nu a fost respectată cea care pe noi am, care chiar noi am votat. Și cred eu că s-au pus multe puncte pe ordine de zi, anume pentru discuții, a discuta între noi. Dar noi de la punctul 1 am trecut la punctul 3 fără a atinge punctul 2. Am întrerupt ședința adunării generale pentru a discuta despre regulament, menționând că urmează să-l adoptăm și să-l publicăm, dar totuși la ședința din 17 martie nu am discutat despre ce facem totuși cu acel regulament, ca pe 28 să discutăm acelelalte puncte. Dar eu cred în continuare și sunt obligată să cred în bună credință a colegilor mei. Și cred că pe data de 28 aprilie noi vom avea soluții pe cazurile colegilor contestaților și vom procede la examinarea, la alegerile la membrilor într-o nouă componență și ne vom exercita votul. Pentru că a avea un Consiliu Superior al Magistraturii funcțional nu este în interesul meu sau în interesul candidatului care nu a promovat. Este în interesul societății și a cetățeanului. Consiliul Superior al Magistraturii este organul constituțional care asigură administrarea sistemului judecătoresc. Puterea judecătorească este treia putere în stat și trebuie să fie funcțională. Și noi trebuie să luăm în considerație acest
moment. Evident, mingea la moment este pe terenul nostru și eu sper că noi la adunarea din 28 aprilie vom fi responsabili și vom confirma societății că noi conștientizăm importanța acestui moment. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Mitrofan, pentru intervenție. Într-adevăr, la adunarea generală a judecătorilor, care a durat circa 5 ore, am auzit multe discursuri, am auzit multe reproșuri, multe probleme, dar nu am auzit, spre regret, soluții. Rămâne să vedem dacă pe 28 acest lucru se va întâmpla, dacă vor fi vociferate soluțiile pentru problemele, nu doar pentru depășirea blocajului existent, care acum este cea mai stringentă problemă, dar și pentru depășirea problemelor sistemice din cadrul sistemului, despre care inclusiv ați vorbit și dumneavoastră în luarea de cuvânt și colegii dumneavoastră care sunt prezenți astăzi în panel. Vă rog, dacă doriți comentarii. Da, ce ține de soluții, eu cred că cea mai importantă soluție la moment este ca toți colegii judecători să se unifice între ei, să discute și să înțeleagă unde, ce facem noi mai departe. Restabilirea comunicării între noi, pentru că eu cred că sistemul este destul de dispersat la moment și este esențială la moment ca fiecare de noi să conștientizeze că urmează să mergem înainte și să construim un sistem judecătoresc cu adevărat independent și puternic, așa după cum îl dorește societatea, în primul rând, și noi. Vă mulțumesc. Și dacă tot este vorba despre soluții, stimată doamnă Rusu, stimate domnule Chirtoacă, după părerea dumneavoastră, care ar fi soluțiile pentru depășirea blocajului actual și cum comentați pe de o parte imposibilitatea Curții Supreme de Justiție de a examina acele contestații timp de 10 zile și pe de altă parte eșecul adunării generale a judecătorilor de a selecta membrii judecători în cadrul CSM? Vă rog. Dacă se poate eu, în primul rând, bună ziua la toți. Mă bucur că avem posibilitatea să comunicăm. Referitor la ce s-au discutat până acum, referitor la ce au vorbit antevorbitorii mei. Eu n-am să vorbesc din perspectiva unei persoane care, la moment, se judică la Curtea Supremă de Justiție, că am depus contestații. Am să vorbesc și aș vă rog frumos să mă apreciați prin prisma faptul că la moment de ține interimat funcție de ședinte asociației judecătorilor și comunicatul meu care a fost la adunare generală de 10 minute pe fața judecătorilor, cred că este foarte clar. Eu consider că se exagerează când spune că este un blocaj. Am să aduc câteva argumente în sensul dat. Deci, adunarea generală care a avut loc la 17 martie nu a blocat sistemul judecătoresc. Problemele din sistemul judecătoresc se trag de mai bine de 4 ani zile. Și colegul domnul Vadim Vieru a menționat acest lucru. După 4 ani de zile, era de așteptat ca judecătorii să aibă ce spune și să vorbească. 2. Noi am fost înainte de adunarea generală din 17 martie acuzați la fel de neglect, și nimeni nu recunoaște acest lucru, că adunarea va fi boicotată. Și eu cred că cei care au invocat, inclusiv exponenți politici care au invocat despre acest risc, au greșit. Și au greșit din două lucruri, din două aspecte. Unu, cine consiliază nu a evoluat corect. Și doi, au creat o situație în detrimentul colegilor care au fost la adunare, care sunt urmează să elegem data de 28 aprilie. Discutam și cu colega Lidia Trofan, am discutat și cu trei colegi care au trecut pe vetting-ul, mesajele unor exponenți ai puterii executive, precum că va fi blocaj de câte ori nu vor participa și plecați la adunare, de fapt mai mult de adăunat. Acest lucru, doamna Livia poate să spun că l-am vorbit și la adunare în discuții private cu dumneavoastră, cu 40 de câte care au trecut pe zi. 2. Referitor la termenul de 40 zile, eu n-am să comentez soluția adunării generale de a întrerupe acest proces. Cu siguranță sunt întrebări din partea politicului și inclusiv din partea colegilor, care noi de noi le discutăm. S-a menționat și doamna Livia Mitrofan, care ar trebui de trezima punctul 2, deci sunt păreri de o parte de altă. Acum, dacă vom încerca, vom insista cu atâta abnegație că a fost un eșec și este un blocaj, lucrurile nu se vor soluționa. Eu sper că măcar la 12-lea ceas există o comunicare obiectivă și judecătorii să fie parte reformă.
Și nu mă refer acum la pre-vetting. Asta este etapă consumată. Noi ne judecăm. Este și normal și firesc să-mi apăr drepturile mele ca și reclamant. Și celălalt colegi la fel. Este ceva și firesc lucrul acesta. Cred că oricine ar fi făcut, oricine ar fi fost în situația noastră, ar fi apărat. Din punctul meu de vedere, în interiorul acestor 40 de zile, așa cum spun că este mare, dar eu vreau să ne spun câteva elemente. Pe de o parte, nu sunt desemnați până la moment membrii CSM din partea Parlamentului, cei 6-9 judecători. Tot același lucru aș putea să le invoc și eu Parlamentului, că de fapt blochează. Ce atât de greu desemnează. Ca și judecători pot să-mi pun această întrebare, are drept la existență. 2. De ce Ministerul Justiției sau Comisia Pre-Vetting nu a anunțat în interiorul acestor 40 de zile? Noi știm că avem candidați eligibili din partea Curții Supreme de Justiție și din partea Curții de Apel. De ce nu anunță un nou concurs în interiorul acestor 40 de zile să fie alți colegi treacă pre-vetting? După caz, pe data 28 aprilie să alegem întreaga componentă de 6 membri. Pentru că dacă ipotetic vorbind că Parlamentul va desemna cei 6-9 judecători, oricum majoritatea, și noi avem 4, maxim 4 candidaturi, putem alege la ziua de astăzi, da? Vor fi majoritari 9 judecători. 2. Nimeni nu a pus accent și nimeni n-a spus, inclusiv din cei care au criticat adunarea generală, faptul că la adunarea generală au fost doar 2 membri ai CSM-ului moștenit din perioada de până la 2019. Și nu s-au pregătit măcar după 4 ani de zile să vină cu un raport. Și au plecat. Un alt aspect care, din punctul meu de vedere, eu nu m-am expus asupra amânării și nu m-am expus asupra colegilor și eu cred că problema noastră totuși a sistemului de credință este faptul că nu discută, pentru că eu personal vă spuneam, am discutat cu 4 colegi care trebuie prevenit în timpul adunării. În contextul în care există atâta critică și mă refer și la din societatea civilă, nu mă refer nimic la societatea civilă care este implicată, pentru că sunt întrebări și de la alt societate civilă, că nu există numai 2-3 ONG-uri, există mai mult societate civilă. Stai timp cât practic toată sau aproape în proporție 90% de toată opoziția extraparlamentară s-au discutat în cadrul adunării și discuții referitor la faptul că acest mecanism unic și excepțional eventual, dacă 2 ani zile eventual sau 4 ani sau 6 ani o altă guvernare nu va veni cu același mecanism față de colegi care noi urmează să lege. Și într-un final, soluția adunării am spus până la discuție. Dar din punctul meu de vedere, aceste 40 de zile, în contextul în care noi nu avem niciun colegiu lucrativ cu excepție colegii disciplinari, foarte multe lucruri colegii, dacă ipotetic vorbind, elegeam, nu aveau să realizeze. Colegii de evaluare și selecție nu sunt lucrative. 2. Avem două parcurs, avem la 6, la mijlocul lunii, avem Paștele. Acum eu nu spun asta, eu nu caut justificări pentru amânare, vă rog frumos, dar eu vreau să discutăm decent. Și eu mă bucur că soluțiile vor fi în urma discuției. Dacă noi ne punem poziții antagoniste cu ministerul, ministerul cu judecătorii sau guvernanți, chestiunea asta nu va duce la soluții aici, pentru că switch-o întreagă, dar eu chiar invit. Discutăm mai mult. Deci, foarte multe lucruri. Însă, noi sperăm că cel puțin soluțiile, Curții Supreme de Justiție, nu contează, dar ei vor avea mai mare credibilitate. Pentru că eu mă gândesc ca și președinte primar asociației, decât nu mă gândesc la interesul meu ca candidat care am contestat. Credeți-mă că mă preocupă acest lucru și înțeleg perfect. Și am vorbit foarte atent la adunare. Noi trebuie să ne debarasăm de interesul nostru personal, în calitatea mea de reclamant la moment, să văd interesul puterii judecătorii și interesul societății în ansamblu. Dar eu tot ca și președinte, noi ne punem întrebarea, ce se întâmplă dacă lucrurile acestea nu sunt susținute și judecătorii au amânat în contextul în care 5 ore într-adevăr s-au discutat. Noi putem să criticăm ce s-au discutat. Dar probabil după 4 ani de zile era de așteptat că fie multe discuții. Eu personal și cu asociația, deci, de data de 8 aprilie, cam prealabil să mai discutăm în cadrul Congresului. Eu nu vreau acum să vorbesc că anul trecut numai s-a blocat și CSM-ul care a lucrat foarte bine, mai bine 2 ani de zile sau aproape 2 ani de zile cu actuala guvernare, au blocat Congresul Asociației, pentru tot a discutat anumite probleme. Și era normal ca după o perioadă atât de mare de timp să existe anumite discuții. Cu atât mai mult, niciunul din judecătorii care au trecut pre-vetting, acum nu vreau absolut nimic să impun ceva cuiva, dar n-a ieșit la tribun, spune că peste mari colegi, dați să trecem la vot. Ba mai mult, a fost una din colegi care spune, în condițiile în care noi nu avem credere sau în condiții că există aceste întrebări, eu nu ar vrea să fiu ales. Dați să uităm lucrurile atent, să discutăm. Și eu cred că dacă în perioada asta de timp, nu până la adunare, noi nu vom fi poziția antagonistă, eu cu siguranță cred că pe data 28
indiferent de rezultatul care vor fi la scurtă să îndeschide. Noi vom alege și membrii atât avem acum conform pas. Dar eu nu vreau ca această perioadă de 40 zile, cum s-a spus, eu n-am spus că ar fi mari sau mulți opțiuni. Eu vreau ca noi să comunicăm în interiorul TESA. Și poate Ministerul, împreună cu Comisia Prevedică, poate propun alte candidaturi din nivelul curții de apel și curții supreme de justiție, ca să avem, eventual, paritate, așa cum scrie legea, 6 la 6. Dar la momentul, în contextul în care Parlamentul nu a desemnat, atunci s-a acuz că este un blocaj intenționat. Eu cred că aceste poziții sunt exagerate. Asta este poziția mea. Mulțumesc. Deci, dacă tot, de ce noi n-am ieșit la adunare generală candidații să solicităm votul? Pentru că anume din considerentul că noi ne-am considerat persoane interesate și am lăsat la latitudinea colegilor să decidă asta. Am auzit acest argument de la foarte mulți colegi care după adunarea generală m-au sunat și au spus că voi de ce ați tăcut, voi sunteți candidat și noi am venit să votăm. Și eu am menționat că reșind din faptul că sunt o persoană interesată și nu vreau să-mi impun candidatura mea chiar dacă am trecut toată această procedură și să zic că este în interesul meu să mă votați. Această chestiune urmează să fie decisă de către adunarea generală în comun și să vadă adunarea generală să decidă care la moment, ce este la moment important să așteptăm toți colegii să treacă, să trecem la alegeri. Anume din acest considerent și pe această cale aș vrea să transmit și colegilor mei care mi-au obiectat acest fapt că nu am ieșit să solicit trecerea la vot pentru că eram o persoană interesată și consideram că trebuie să decidă majoritatea și nu eu să-mi impun punctul meu de vedere. Mulțumesc, doamnă Mitrofan, domnul Chertac, pentru intervențiile dumneavoastră. Chiar dacă adunarea generală a judecătorilor din 17 martie, dacă considerați că este exagerat să zicem că a provocat un blocaj, dar cu siguranță a amânat soluționarea problemelor existente la moment. Aș vrea să vă întreb, doamna Mihailov, dacă doriți să interveniți cu o replică la cele spuse sau lăsăm pentru sesiunea de întrebări și răspunsuri. Poate, da, cu permisiunea dumneavoastră, poate nu atât replică, cât niște precizări. Cred că ar fi bine să vedem unde noi suntem la situație și care lucruri sunt clar, trebuie să fie stabilite. În primul rând, apreciez faptul că domnul Chertoacă mai devreme a menționat despre faptul că cumva ar trebui să se detașeze de calitatea sa de reclamant, că are dreptul său de a valorifica acest drept și eu sunt totalmente de acord cu acest lucru și noi trebuie să facem o distincție foarte clară că chiar și Comisia de la Veneția, în opinia sa din 2021 pe legea 26, legea privind, ne place, nu ne place, dar ea este o lege care trebuie respectată și a statuat foarte clar și nu a văzut nicio problemă că dreptul de recurs care se dă la părțile interesate, el este asigurat în modalitatea în care a fost propus, dar nu suspendă petrecerea adunării generale și nu a fost constatat ca fiind o problemă. Pentru că iarăși noi vorbim aici despre un exercițiu de filtrare, dar nu o verificare judiciară cu efecte asupra carierei. Și acest lucru, valorificarea dreptului, accesului în instanță de judecată, nici într-un caz nu de drept și nu poate bloca procesele prioritare, procesele care mai importante, care vizează interesul public. Și de aceea, cumva, vreau să spun că în calitate de reprezentant al Ministerului Justiției, din prima zi când am fost investită, am conștientizat importanța dialogului acesta și cred că nimeni nu mă poate contrazice că nu am depus toate eforturile necesare și bună diligență pentru a avea un dialog constructiv de a vorbi și de a oferi întrebări, răspunsuri la toate întrebările care au venit din partea judecătorilor. Am discutat cu judecătorii atât de la Curtea Supremă de Justiție, Consiliul Superior al Magistraturii și toate cele 15 instanțe. M-am mirat foarte mult că în întâlnirile pe care le-am avut am primit niște întrebări din care am dedus că se poseda informații total eronate. Chiar și cu privire la faptul că cumva
reforma justiției anunțată prin mecanismul conceptului de veting nu corespunde recomandării Comisiei de la Veneția, sau că cumva am avea inițiative care ar viza cumva limitarea din garanții, din indemnizații și așa mai departe. Deci tot felul de situații. Și rugămintea mea, în primul rând, a fost de a încuraja participarea la adunare generală și pe această cale vreau să mulțumesc tuturor judecătorilor că au participat, fiindcă, într-adevăr, după o absență de 4 ani de zile, adunarea generală totuși a avut loc într-un număr impresionant de participare și asta este un semnal bun. Dar în ciuda multitudinii de probleme pe care sunt și sunt necesare de a fi dezbătute și sper că și cu participarea mea plenară, fiindcă asta e reforma justiției, trebuie să o facem împreună. La acază în adunare generală, potrivit legii 26 și potrivit legislației, lucrurile trebuiau prioritizate, astfel încât ulterior să se poată discuta despre tot felul de probleme, inclusiv cu factorii de decizie implicați. Conflictele interne din sistemul judecătoresc nu puteau să prevaleze interesul public în situații extraordinare în care noi suntem astăzi. Aceste alegeri trebuiau făcute și această întrerupere, eu o pun foarte mari semne de întrebare și că a fost avocat, aș fi apelat și la poate la anumite strategii, dar care la moment le lăsăm într-o parte. Dar această adunare generală, doamna Mitrofan, apreciez mult faptul că dumneavoastră ați spus că vă considerați cumva ca o persoană interesată și nu ați dorit să, să spunem așa, să influențați mai mult direcția anumitor discuții la adunare generală și ați lăsat la, ca majoritatea să se decidă. Dar eu îmi pun întrebarea, oare modul de organizare și de modul cum a fost direcționat lucrurile care au avut loc la adunare? A fost oare direcționat de către majoritate, fiindcă atât modul de conducere a adunării generale, cât și modul de dispunere în discuția anumitor subiecte, cât și modul de felul cum au luat cuvântul la tribună de către anumite persoane, în ciuda regulilor care au fost stabilite de nu mai mult de 2 minute, și pentru niște cuvântări largi față de alții, cât și modul cum s-a pus la votare, cât și în final s-a decis nu atât întreruperea pentru soluționarea contestaților, dar și pentru a elabora o declarație cu privire la sectorul justiției, cam de aceleași persoane care eu aș considera că sunt în conflicte de interese. Nu știu cum se face, și mai ales și în comisia de enumerare. Deci, cumva, toate acestea în ansamblu, haideți să ne detașăm un pic de propriile persoane și să ne uităm că în ansamblu sunt semne rezonabile de întrebare cu privire la obiectivitatea petrecerii acestei adunări, reieșind în interesele unor persoane, poate. Ați salut și că aud aici că totuși este necesar să avem acest dialog între autorități. Și în ciuda ceea ce s-a comentat urmare a postării pe care am făcut-o eu, urmare a adunării generale, eu sunt de acord într-o tot că puterea judecătorească este o putere și independentă și judecătorii trebuie să se bucure de independență, de imunitate și de acest statut special pe care l-au conform legii. Nici într-un caz nu se pot fi admise situații de așa zise imixtiune. Dar de când mă știu eu, orice tentativă de a rezolva o anumită situație în mod rezonabil, automat este calificat ca imixtiune. Dar hai să ne gândim și pe bune. Această independență a sistemului judecătoresc nu înseamnă și o anumită responsabilitate, fiindcă statutul special al judecătorului a fost acordat de legitor sau prin Constituție, în primul rând pentru ca judecătorul să-și poată duce misiunea sa pentru care este a deveni judecător, dar nu pentru a fi o intangibilitate totală a acestei părți. De aceea noi cumva trebuie să găsim această nișă de mijloc și cu respectarea acestor linii, dar și cu asumarea de responsabilitate. Mai mult ca atât, eu sper foarte mult ca să fie așa cum spun judecătorii că pe 28 se vor lua aceste decizii, dar corect s-a menționat mai devreme. Totuși, atunci de ce cel puțin nu s-au făcut celelalte măsuri despre care s-a vorbit, astfel încât ca pe 28 să rămână acest subiect în primul rând prioritar. Mă refer și la regulament și la multe alte moduri de elaborare a acelei declarații și așa mai departe. Cred că este important să conștientizăm în situația un pic în ansamblu că atât modul încălcarea termenului de 10 zile, adică
Noi avem litigii speciale conform legii, litigii electorale, de exemplu, sau alte litigii speciale conform legii, unde judecătorii examinează în termen mult mai restrâns. Bine, cu unele excepții. La caz, avem ce avem cu Curtea Supremă de Justiție, cu nesoluționarea contestației. Legea 26, acum care este intens criticată, ea a fost adoptată de către legiuitor. Ea a fost supusă verificării constituționalității. Ea a fost și expertizată Comisiei de la Venezia. Avem deja o perioadă de timp de când ea a intrat în vigoare. Nu cred că suntem în... Da, eu sunt de acord. Sunt întrebări rezonabile și cu privire la faptul cum acest exercițiu de evaluare a fost s-a petrecut sau cum că acest exercițiu a fost un exercițiu neplăcut pentru un judecător. Dar orice reformă, în esență, ea este și dureroasă. Ea nu este făcută pentru a fi pe plac. Ea a fost făcut ca o situație extraordinară la care s-a apelat la acest exercițiu. Mai mult ca atât, la elaborarea acestei legi s-a participat activ și cu reprezentanții sistemului judecătoriei. Și ce nu cred că are absolut nicio tangență faptul că, deși asta trezește și nemulțumirea mea personal, faptul că activitatea comisiei a fost una mai lentă decât s-a planificat, dar scopul acestei comisii a fost unul foarte clar, ca să filtreze candidații pentru CSM și CSP, după cele mai înalte standarde, așa cum comisia a fost abilitată potrivit legii. Și noi nu putem, nu suntem, dacă înțeleg totuși, suntem aici toți majoritatea juriști, noi nu putem pune în discuție activitatea comisiei până la o eventuală hotărâre care ar demonstra contrariu. Atunci vom analiza, atunci vom face anumite lecții învățate și poate vom revedea eventual modalitatea de implementare pentru celelalte exerciții de vetting anunțate. De ce și ca un răspuns, fiindcă a fost dat așa ca o întrebare retorică, de ce la eventual din partea executivului sau politicului nu s-a anunțat membrii din partea Curții de Apel și a Curții Supreme de Justiție pentru care să la fel să candideze? O întrebare foarte bună, dar hai să ne uităm în lege iar. Cine trebuie să anunțe concursul pentru aceste reprezentanți? Nu tot CSM-ul? Deci iarăși responsabilitatea vine cumva aici la mijloc. Și de aceea și noi și eu cumva am făcut apel la necesitatea ca să ne avem o abordare un pic mai pragmatică și să mergem lucrurile înainte. Evident că alegerile nu se terminau aici. Acum avea să fie un prim pas pentru asigurarea funcționalității CSM-ului din rândul judecătorilor, așa cum în mod normal ar trebui să fie. Mulțumesc! Deci un minut, dar eu aș vrea să intervin. Uzi, dacă îmi permiteți, vă rog, am văzut, domnul Chirtoacă, că aveți mâna ridicată. Cu această ocazie, o secundă doar, cu această ocazie putem deschide panelul de întrebări și răspunsuri, pentru că deja și am depășit agenda considerabil. Vreau să le spun urmăritorilor noștri că în caz că au întrebări față de invitații noștri de astăzi, le pot formula în chat-ul privesc.eu sau în comentarii la live-ul de pe pagina de Facebook al Institutului pentru Politici și Reforme Europene, de unde eu le voi prelua și le voi adresa invitațiilor noștri. Domnul Chirtoacă, dacă pot să vă rog să interveniți foarte scurt, pentru că doamna Rusu deja așteaptă de mult timp, după care intervenim. Doar două precizări. Vă rog. Deci, mai mult, deci replica care a dat domnul ministru a fost mai mult în acuzare și noi continuăm într-un, din punctul meu de vedere subiectiv, cumva de acuzare. Doi. Deci, referitor, s-a făcut chiar și trimitere la deciziile care sunt pe rolul Curții prin justiție contestate. Niciun judecător nu este vinovat, fapt, comisia pe vechi nu a prezentat dosarul administrativ decât doar după 3 săptămâni. Deci nu este niciun judecător care a depus contestații, dar spunem lucrurile cum stau, de fapt. 2. În contextul în care nu eu am vociferat ca judecător când va fi forum. Cine pe mine mă întreba la situație, am spus cu certitudine. Eu încel, pentru că cunosc foarte bine sistemul judecătoresc, eu apreciam cel puțin 280-300 de judecători corsini. Dar în pofida acestui fapt, a fost acel zvon, când va fi forum, s-a adoptat și o lege pe data de 17, vineri 17 martie, în sens că eventual dacă nu este forum. Eu încă o dată reiterez. Judecătorii își cunosc legea, judecătorii își cunosc dreptul, dar eu vreau responsabilitate din partea tuturor actorilor care au fost implicați în reforma justiției. Și chestiunile, să vedem o vinovăție a toți, pentru că nu sunt eu vinovatul judecătorii care au fost la adunarea generală, pentru faptul că pe data 26 noiembrie 2021, noi ni s-a interzis să desfășurăm adunarea generală.
Nu sunt vinovați judecătorii care au fost adunari, faptul CSM-ul, parcursul anului 2022. Și apropo, CSM acceptați, care au lucrat foarte bine. Fost ministru, doamna Veronica, în calitate de secretar de stat, nu a convocat parcurs 2022 adunarea generală a judecătorilor. Vă rog frumos, nu puneți tot în cârca judecătorilor care au fost la adunarea generală din 17 martie. Problemele sunt mai, și era de anticipat, dacă noi ne uitam obiectiv să facem analiză, era de anticipat. Și eu credeți-mă pe mine, pentru că cunosc sistemul judecătoresc. Judecătorii sunt responsabili, în marea majoritate, nu pot să răspund pentru toți. Dar preocuparea numărul unu care a fost la adunarea generală a judecătorilor este faptul cum puterea judecătorească, în contextul în care și ultimul aviz a Comisiei de la Veneția, îmi spune albi negru că acest mecanism nu poate fi asigurat, există riscul ca eventual altă guvernare să vină să facă aceleași mecanisme, asta pe noi ne deranjează. S-au ridicat întrebări dincolo de emoțiile care au fost, dincolo de critică, noi acceptăm și critică, nu este nicio problemă. Dar dați să vedem și lucrurile nu doar atât pe negru, pentru că dacă ne punem pe poziții antagoniste, cu siguranță, noi nu vom avea rezultat. Și până la urmă, o parte responsabilitate de rând cu noi și cu guvernanții. Încă o dată vă spun, noi trebuie să comunicăm. Și noi să anticipăm acum. Exact, eu vreau acum să deschid o paranteză. Dar dacă pe data 28 sunt alegeri și totul este ok, cine toată această ură care acum a scutit față de judecători își va cere scuze? Și asumă cineva dintre cei care critică. Tot așa am fost, să ne-am fost criticați că nu va fi forum. Cineva a constatat faptul, uitați, în cuvintea faptul ce am spus până la adunare, când va fi forum, dar uitați, forumul a fost. Eu sunt sigur că așa va fi și data 28. Vă mulțumesc mult, domnul Chirtoacă. Deci eu o minută doar. Eu în campania mea electorală am mers în toată țara, am discutat practic toți judecătorii și nimeni n-a zis niciodată că va veni la adunare generală. Nu va veni. Și nimeni nu a spus, și toți se întrebau de unde sunt aceste zvonuri. Adică totdeauna a fost poziția judecătorilor că vor veni. Noi suntem într-o situație complicată, haideți să recunoaștem. Și noi dacă o să mergem în continuare cu acuzații reciproce și noi o să încercăm să găsim soluții și să comunicăm pe acest aspect fără acuzații, noi nu o să ajungem nicăieri. Pentru că lupta asta deschis, ea nu duce la nimic. Da, noi ne-am pomenit, toți au partea lor de vină în acest proces. Important este ca noi să conștientizăm unde ne aflăm și să înțelegem cum mergem mai departe. Și eu cred că până pe data de 28 aprilie, timpul trece repede și noi o să reușim și în sistemul judecătoresc să comunicăm și să avem o poziție și să conturăm această poziție și să o comunicăm societății. Deci eu cred că la moment acuzațiile este reciproce, trebuie de tras pur și simplu linie roșie și de mers mai departe, pentru că altfel noi nu o să ajungem. Vă mulțumesc mult, doamna Mitrofan. Îndemnul dumneavoastră de altfel este foarte sănătos. Nu suntem aici pentru a împărți acuzații reciproce, dar suntem aici pentru a găsi un consens, a găsi soluții. Doamna Rusu, cerem scuze, așteptați deja de destul de mult timp. Domnul Ieșanu, la fel, cerem scuze. Doamna Rusu, vă rog să interveniți. Da, bună ziua. Eu chiar am vrut să spun că judecătorii sunt acuzați de încălcarea a unor reguli de comunicare, dar văd că și la noi aici nu sunt respectate, că eu am înțeles că trebuie fiecare să spună părerea, să răspunde la niște întrebări după deja, când fie expusă părerea la toți. Vreau să spun că parțial, sunt sigură că trebuie să spunem că da, într-adevăr, și vorbitorii care au vorbit anterior au dreptate. Dar vreau să subliniez niște momente importante pentru mine, din opinia mea, așa să spun. În situația când noi vorbim despre un consiliu nou care trebuie să fie constituit, noi toți înțelegem că noi nu dorim numai un consiliu nou. Noi dorim că consiliul ăsta să fie legal și funcțional. Și când vorbim despre un consiliu legal, este important să înțelegem că sunt niște principii, niște reguli care trebuie să fie respectate. Eu vreau să spun că prima regulă, asta că măcar jumătate din membrii Consiliului trebuie să fie din rândul judecătorilor. Este o regulă foarte importantă. De ce? Deoarece dacă noi avem intenția de a curăți sistemul prin acest Consiliu, el trebuie să fie
el trebuie să respecte, trebuie să aibă această regulă respectată, ca deciziile acestui Consiliu să nu fie după asta văzute ca decizii unui Consiliu ilegal, ca a fost și în cazul domnului Catana. Este caz recent, și nu numai la cazul domnului Catana, și cazul lui Volkov din Ucraina. Ca să înțelegem noi toți, chiar și oamenii care nu sunt implicați în reformarea justiției sau care nu sunt parte sistemului judecătoresc, dar dacă, de exemplu, Consiliul nu să fie constituit din jumătate din membrii judecători, atunci orice decizie care să fie pusă la masa Curții Europene, ea să fie văzută sub fix aceste reguli, da, prin prisma acestor reguli care a fost examinată și cazul lui Volcu și Catana. Asta înseamnă că dacă noi vrem într-adevăr să curățim sistemul prin acest Consiliu, noi preventiv trebuie să gândim, da, care sunt regulile importante care trebuie să fie respectate. Și presupunem că totuși nu a fost amânată această, nu ar fi fost amânată această alegere. Și să fie constituit Consiliul așa cum noi avem, câți candidați noi acum avem care au trecut pre-vetting. Ei sunt patru. Ei sunt cinci, de fapt, dar noi putem alege numai patru. Și dacă sunt șase membri din rândul non-judecători și patru membri din rândul judecătorilor, nu este respectată această regulă importantă. În primul rând. În al doilea rând. Acum, în legislația în vigoare care noi avem, este indicat sau așa este prevăzută posibilitatea să fie numit în calitate sau să fie ales în calitate președintelui CSM un membru CSM care nu este judecător, membru non-judecător. Și aici tot este o problemă. Deoarece noi putem, așa putem spunem, miza că la alegerea președintelui CSM să fie ales anume membru care este judecător. Dar până când legislația permite că să fie ales și membru non-judecător și votul lui este decisiv în cazul de paritate de voturi, atunci această decizie nu, ea să fie criticat din perspectiva practicii care deja este cunoscută Curții Supreme de Curții Europene de Drepturile Omului. Eu vorbesc despre aceste, așa pot să spun, reguli importante sau principii importante de a constitui un Consiliu de Autoadministrare Judecătorească, deoarece eu sunt persoane care sunt interesate că sistemul se securiță. Dar el poate să se securiță din interior numai prin un CSM. Nu sunt alte posibilități. Eu nu pot să ies și să spun că iată, domnul judecător, nu știu de care, este corupt și eu solicit domnule judecător să plecați din funcție. Nu este posibil așa ceva. Și dacă noi vorbim despre niște mecanisme interne sau în genere niște mecanisme de a construi un corp de judecători sănătos, atunci este foarte important să înțelegem că aceste reguli trebuie să fie respectate. Și dacă ele nu să fie respectate, orice judecător, chiar dacă el se vânde mâine pe mâine din să fie toți dosari care el are și el să fie dat în afară din sistemul judecătoresc, el numai prin aceste circumstanțe, dacă el dovedește că într-adevăr a fost așa, el se întoarce în sistem. Și ce rămâne cu, cu opinia publicului privind acestui sistem? Prin judecătorii care au votat. Și bineînțeles că noi trebuie să înțelegem că iată așa se desfășoară mai departe circumstanțele sau evenimentele. Ori dacă noi chiar să vorbim despre faptul că, iată, în 10 zile nu au fost examinate acele plângeri, da, acele contestații.
Și dacă este posibilitate că măcar în unii cuiva din participanți să fie totuși, eu am în vedere acum despre candidații care au fost din rândul curților de apel și din rândul curții supreme de justiție. Dacă aceste candidați totuși să fie admise contestația lor, atunci noi avem șanse că să avem și alți candidați care poate să constituie sau să ajute la constituirea unui consiliu legal. Și din punctul de vedere a mai multor opinii referitor la faptul că anume judecătorii au blocat sistemul judecătoresc prin această adunare, eu vreau să vă spun că eu am depus, de fapt, alegerile nu sunt numai la adunarea generală judecătorilor. Este un proces foarte complex și el se începe din momentul când este anunțată data adunării generală judecătorilor și acei care vrea să participe, să vrea să devină un candidat, au depus cereri pentru candidat. Și eu vreau, personal vreau să spun că eu am depus această cerere 2 ani în urmă. 2 ani în urmă am depus această cerere. Asta înseamnă că procesul până la alegere a fost inițiat foarte de mult. Foarte de mult. Și dacă noi să analizăm de ce aceste circumstanțe nu au fost sau de ce nu au fost identificate aceste organe sau persoane sau grupuri de persoane care a trebuit să urgenteze acest proces, pentru mine, de exemplu, este foarte mare întrebare. De ce asta nu s-a făcut? De ce numai acum toată critica este aruncată în breasla judecătorilor? De ce, de exemplu, noi înainte de adunarea generală judecătorilor avem votată legea prin care, iată, este găsită o soluție. Eu nu vorbesc de faptul că asta e soluția bună, rea sau care este, dar este soluție. Că în cazul dacă CSM, că a fost invenit CSM, că el tot este parte sistemului judecătoresc, că el nu a convocat mai interior adunarea generală judecătorilor. Dar dacă, de exemplu, noi înainte de adunarea generală judecătorilor avem o lege sau s-a găsit o soluție, că, de exemplu, și ministrul justiției poate convoca adunare în cazul când CSM-ul, de exemplu, nu este funcțional sau nu dorește sau nu știu cum să vă spun cu alte cuvinte, dar în final totuși nu a convocat sau a amânat de multe ori. Atunci de ce această măsură nu a fost găsită anterior? Ori atunci nu a fost blocaj? Ori atunci nu a fost judecătorii care nu au putut lucra? Și iată, chiar pur și simplu vreau să vă spun că iată în cazul când judecătorii trebuie să fie, dosarele judecătorilor trebuie să fie expediate încă o dată la președinție pentru încă o dată să fie solicitată opinia președintelui. Noi avem foarte mulți judecători. Nu este unele cazuri care noi putem spune că ei așteaptă. Nu, sunt foarte mulți judecători care așteaptă această opinie. Și în cazul dat, noi avem necesitate să fie 8 voturi pentru a emite o soluție. 8 voturi. Eu mi se pare că nu numai eu, dar foarte mulți judecători și foarte mulți juriști și politicieni și cetățeni înțeleg că aici este foarte important să nu mizăm că Consiliul trebuie să fie nou, dacă el trebuie să fie constituit așa, că să fie un instrument viabil pentru curățare. Că hotărârile lui să fie văzute ca niște hotărâri a unui Consiliu constituit legal, din punctul de vedere cazurilor recente. Noi toți suntem judecători, toți suntem juriști și înțelegem. Și din această perspectivă, eu cred că este normal să înțelegem că nu este cazul să ne axăm atât de mult pe fapt că judecătorii
au anunțat întreruperea. Deoarece este normal în orice stat democratic să gândim că sau să avem nădejde că Consiliul Suprem Magistraturii, Curtea Supremă de Justiție totuși are posibilitatea, are această șansă să fie admisă contestația judecătorilor, candidaților din rândul curților de apel și Curții Supreme de Justiție. Și în cazul dat, șansele pentru a constitui un consiliu legal sunt foarte mari. Și 10 zile, eu înțeleg că trebuie să grăbim, dar 10 zile în situația când sunt depuse cereri privind ridicarea excepției de neconstituționalitate și foarte multe probleme au apărut chiar și vis-a-vis de dosarul candidatului. Într-adevăr, poate când noi dăm posibilitatea comisiei să examineze în mai mult de un an candidaturile, dar Curtea Supremă de Justiție dăm numai 10 zile, poate problema nu că ei nu au reușit, dar poate și termenul a putut să fie un pic mai altfel. Eu acum nu sugerez că asta să fie schimbat. Pur și simplu că să vedem noi, din punctul de vedere, întregului proces care a durat, am spus, mai mult decât 2 ani. Mai mult decât 2 ani. Iată este opinia mea. Eu cred că aici nu trebuie să ne criticăm unul pe altul, dar trebuie să ne axăm anume pe construirea unui consiliu legal care poate curăța sistemul. Care poate, dar sistemul vrea să curăță. Eu vă spun direct că mai mulți judecători, dacă ai văzut mulți critici, ei au fost aruncați anume în privința judecătorilor care au fost membrii CSM. Vă mulțumim foarte mult. Cum el a gestionat lucrurile în justiție în parcursul acestor ani. Da, vă mulțumim foarte mult, doamnă Rusu. Aici trebuie să cad de acord cu dumneavoastră. Într-adevăr, reprezentativitatea în cadrul CSM-ului este foarte importantă, astfel încât și judecătorii să simtă că organul de autoadministrare le asigură o autoadministrare de calitate și este de partea lor. Și cumva ați anticipat următorul subiect pe care am vrut să îl abordez. Domnul Ieșanu a așteptat mult timp răbdător să intervină și el. Domnul Ieșanu, vă rog să ne spuneți care este părerea dumneavoastră vis-a-vis de situația în care judecătorii nu vor reuși în termeni proxim să își delege reprezentanții în CSM, iar Parlamentul va numi acei membri nejudecători și suntem în situația în care organul de autoadministrare a judecătorilor acționează fără judecători. Ce părere aveți vis-a-vis de asta și ce părere aveți față de faptul că totuși judecătorii nu putem contesta acest fapt? Această decizie de selectare a membrilor judecători în CSM totuși a fost amânată, deși legea 26 prevede că examinarea contestațiilor nu amână adunarea generală a judecătorilor. De ce totuși judecătorii amână această decizie de a-și selecta membrii în CSM și de a asigura crearea unui CSM reprezentativ? Vă rog. Mulțumim. Dacă să răspund detaliat la toate întrebările noastre, ne mai trebuie câteva ore pe care presupun că nu le avem la dispoziție. Permiteți-mi în primul rând să încerc să vă rog să nu, deși este prevăzut în lege că CSM este organ de autoadministrare a judecătorilor, să încercați să nu repetați prea des această eroare. Pentru că este fundamental greșit să considerăm că CSM, apropo în Constituție, am prevăzut, nu am, special m-am îngrijit că să nu apară acest cuvânt și el nu o să-l găsiți în opiniile Comisiei de la Veneția. Pentru că dacă spunem că este organ de autoadministrare, asta înseamnă că el poate pune interesele judecătorilor înaintea intereselor societății. Ceea ce este fundamental greșit. CSM este organul care asigură independența judecătorilor, dar pentru care interesele societății trebuie să fie înaintea intereselor judecătorilor. Se privește de ce judecătorii nu au examinat în termen. Este foarte trist că nu s-a reușit să examineze în termen. Judecătorii, și mă bucur că astăzi s-a repetat de mai multe ori că judecătorii trebuie să respecte legile și deci în măsura în care sunt stabilite termenii judecătorii trebuie să înțeleagă că termenile respective trebuie respectate. Dar în același timp nu trebuie să uităm că
formalismul nu trebuie să preceadă fondul. Și deci dacă există un drept de, care trebuie să fie pus peste respectarea termenilor, clar că trebuie să fie respectat dreptul la un proces echitabil. Deci este o materie extraordinar de complicată. Eu propun să nu examinăm aici pentru că este chiar neproductiv. Eu vă recunosc că sunt cam întristat că noi cea mai mare parte a timpului am alocat-o analizii la ceea ce a fost în trecut, când este mult mai important să discutăm ce trebuie să facem pe viitor. Și aici încep cu două constatări generale. În primul rând, nu am să obosesc, să repet, deci lumea cred că obosă de ceea ce spun eu, și anume că o schimbare majoră în domeniul justiției sau în oricare alt domeniu e posibil doar în rezultatul unui consens larg. Dacă nu reușim să asigurăm acest consens, mai bine să nu ne aventurăm cu schimbările, pentru că șansele ca ele să reușească acum sunt foarte mici, dar cele este și mai important, faptul că va urma o contrareformă sunt aproape 100%. Deci viitoarea guvernare va veni și va demola tot ce a fost făcut de precedenta fără să atingă un consens, poate doar din interese politice. De aceea, repet, înțeleg că nu place lucrul ăsta. Ori avem consens și mergem înainte, ori, dacă nu-l avem, ne oprim și ne gândim cum putem să avem. Prevetingul, iarăși un termen impropriu folosit, a avut șansă să întrunească acest consens. Spun asta în cunoștință de cauză, pentru că eu am fost implicat în procesul dialogului și, la o anumită etapă, ar fi fost posibil. Pentru că eu personal pot să mă laud că am convins Partidul Socialiștilor să accepte să participe la acest dialog, inclusiv am reușit să-i conving să nu insiste asupra unei idei absolute a lor că participarea experților străini ar fi contrară Constituției. Sper că am reușit să-i conving că nu este așa și eu am fost gata să participe la discuții. Cu regret, nu s-a reușit. Eu nu vreau să spun cine este vinovat, constatăm un fapt. Acum, în ceea ce privește CSM-ul viitor, este lucru fundamental. Noi trebuie să ne asigurăm că CSM-ul este constituit și funcționează legal. Inclusiv, aici sunt multe aspecte, inclusiv pentru a nu ajunge în situația foarte proastă în care au nimerit justiții din foarte multe țări. Vă dau exemplu Serbiei, în care ei au concediat foarte mulți judecători, au angajat alți judecători și după asta au fost obligați să-i restabilească precedenții. Deci dacă noi nu o să fim foarte atenți și nu o să ne asigurăm că organul care ia decizii este constituit în conformitate cu Constituția, noi punem o bombă sub sistemul judiciar care poate să explodeze, așa că nu o să ne placă la nimeni dintre noi, inclusiv la cei care promovează acest concept. Am auzit undeva ideea că ar putea funcționa un Consiliu Superior al Magistraturii doar cu profesorii aleși de către Parlament. Sper că aceasta a fost doar o afirmație, decizie sau nu mai știu eu ce este acolo, luată fără a se analiza la cal. Constituția foarte clar prevede care este componența Consiliului Superior al Magistraturii. Apropo, eu nu exclud într-un final că am putea să avem un Consiliu Superior al Magistraturii în care judecătorii nu există. Dacă, spre exemplu, vine un COVID, nu știu care afectează doar genele celor care sunt judecători și nu o să avem judecători în Republica Moldova, eu nu exclud că în acea situație noi o să trebuiască să constituim un Consiliu Superior al Magistraturii fără niciun judecător. Dar până a ajunge acolo, noi trebuie să știm, Constituția prevede că sunt membri al CSM judecători și membri care nu sunt judecători. Dacă avem doar membri care nu sunt judecători, este evident din start că nu suntem în câmpul constituțional. Și avem de ales între soluția în care constituim un Consiliu Superior al Magistraturii fără judecători și soluția în care tot nu este prevăzut în Constituție, dar găsim o altă modalitate de alegere a judecătorilor. Și eu sunt ferm convins că între aceste două extreme noi avem obligația constituțională de a alege soluția în care se vor desemna membri judecători, nu de către adunarea generală a judecătorilor. Societatea nu poate
deveni sau rămâne o statică a judecătorilor sau a adunării generale a judecătorilor. Dacă va exista această, eu sper că eu salut și eu și am salutat anterior public că judecătorii au dat dovadă de majoritate și au venit la adunarea generală. Eu sper la fel că judecătorii vor conștientiza responsabilitatea constituțională care le revine și vor alege membrii judecători ai Consiliului Superior al Magistraturii. Înțeleg frustrarea celor care încă nu au fost aleși și frustrarea celor care ar vrea să aleagă și din rândul altor candidați, dar vă rog să ținem cont. Nu există un drept constituțional al garantat pentru judecători de a fi candidați la funcția de membru a Consiliului Superior al Magistraturii. Ei au dreptul de a fi candidați dacă întrunesc condiția prevăzută de lege, iar condiția de a trece cu succes evaluarea este o condiție legală și avem și o decizie a Curții Constituționale prin care s-a constatat că acest mecanism este constituțional, deci nimeni nu mai poate pune în discuție acest mecanism fără a risca să cadă în derizoriu. Deci judecătorii acum se află în fața alegerii. Sunt candidați care întrunesc condițiile legale și nu văd niciun motiv care le-ar permite, legal sau moral, care le-ar permite să nu delege acele persoane. Și sper că data de 28 aprilie judecătorii voi desemna acei 4 membri. Și aici o să avem o altă problemă, în opinia mea foarte importantă, cum să ne asigurăm că principiul sau, spunem, intenția legiuitorului ca să se asigure paritate între judecătorii, între membrii judecători și non-judecători, cum să o asigurăm? Și eu cred că e posibil. Eu sper că cei care o să fie aleși o să aibă inteligența chiar dacă numărul de facto al non-judecătorilor va fi mai mare decât judecătorii, ei vor înțelege să nu insiste pe adoptarea deciziilor prin care, la care nu au participat membrii nejudecători. Spre exemplu, dacă avem 4 judecători, deci este posibil ca decizii să aleagă cu 4 la 4 și dacă nu se întrunesc, cei 4 judecători nu votează, atunci este mai bine. Dar nu cred că trebuie să ne lăsăm doar în speranța că judecătorii vor fi așa și eu cred că Ministerul Justiției trebuie foarte atent să examineze această problemă și să prevadă eventual chiar și în textul de lege pentru o soluție, să nu avem o problemă pe viitor, pentru că poate să ne aflăm în situații de facto care o să mai existe, chiar dacă avem desemnați 12 membri, o să mai avem asemenea situații și noi trebuie să examinăm. Apropo, eu nu insist că trebuie să fie așa. Eu doar spun că astea sunt probleme care trebuie discutate și trebuie să vedem care este opinia majorității. Pentru că nu trebuie să pornim de aceea că eu sau doamna ministru, sper să nu se supere, consider că așa este corect. Corect este așa cum noi convenim, avem un consens larg. Iată, eu, spre exemplu, nu sunt de acord cu cei care acum spun că dacă nu se desemnează întreaga componență, legea spune expres că el nu este funcțional. Consiliu, pornind de la aceea cum se determină corul. Nu sunt de acord, dar dacă o mare majoritate consideră în acest fel, Ministerul Justiției trebuie să ia în calcul acest lucru și eventual să vină cu o prevedere legală expresă prin care să se prevadă că Consiliul Superior al Magistraturii este funcțional chiar dacă nu au fost desemnați cei 12 membri. Pentru că riscăm, lăsând în suspans această problemă, noi nu știm cum o să fie interpretat, apropo, legea o să urmează să fie interpretată de către judecători și noi nu știm cum să o interpreteze. Și faptul că eu și eventual și doamna ministru suntem de acord astăzi că Consiliul ar putea funcționa fără să fie desemnați tot cei 12 membri, noi trebuie să ne asigurăm că aceasta o să fie opinia celor care o să ia peste mulți ani posibil o decizie. Și să nu lăsăm să speculeze pe acest lucru, noi trebuie să soluționăm această problemă. Înțeleg că am depășit și eu cu mult timpul. Sunt multe subiecte, tot ce am spus eu acum, sunt subiecte care trebuie să fie doar discutate. Eu am punctat doar că noi trebuie să înțelegem, avem problema, noi trebuie să identificăm soluție. Nu există situații în care
societatea să nu găsească o soluție. Normele constituționale, sigur că trebuie respectate Constituția, dar normele constituționale trebuie interpretate astfel încât soluționăm problemele. Studenții la drept, de la primele ore la facultate, învață că interpretarea unui text de lege se face în sensul de a găsi o soluție și nu în sensul de a exclude soluții. Și deci va trebui să căutăm toți împreună soluții, astfel încât să avem un Consiliu Superior al Magistraturii care respectă spiritul Constituției, care după mine, la momentul actual, prevede că în Consiliu judecătorii trebuie să aibă un rol important. Mulțumim! O minută doar. Mă rog. Eu cred că noi e prea matur și discutăm despre desemnarea judecătorilor în CSM și n-aș vrea să ajungem la acest exercițiu și nici nu cred că e constituțional, pentru că acești judecători trebuie să reprezinte și să fie aleși de către membrii lor. Dar mulți au acuzat judecătorii că au amânat această alegere pe 40 de zile, dar eu cred că asta este și un efect a tuturor problemelor acumulate până acum în sistem și a faptului că judecătorii nu au fost auziți. S-au acumulat aceste probleme și aceste neînțelegeri și au dus la amânarea adunării, dar eu nu cred că judecătorii nu conștientizează rolul lor în formarea CSM-ului, astfel încât să se ajungă la numiri sau la alte măsuri extraordinare și nu cred că va exista vreun judecător care va accepta să fie numit de către Parlament sau de către oricare altă persoană în CSM. Deci eu n-aș vrea să discutăm despre decizii atât de radicale. Aș vrea ca societatea să înțeleagă mesajul judecătorilor, să înțeleagă că au fost premize ca adunarea să se soluționeze cu așa un efect și încă 40 de zile să așteptăm ca judecătorii, eu sunt sigură, conștientizează rolul lor și rolul lor la formarea CSM-ului și vor alege membrii săi în Consiliul Superior al Magistraturii. Vă mulțumesc foarte mult, doamna Mitrofan. Dacă permiteți o scurtă reacție. Nu percepeți greșit mesajul meu. Eu n-am avut în vedere că noi trebuie să avem o soluție că să alegem alții decât peste 40 de zile. Nu. Poate să mai fie încă de câteva ori câte 40 de zile și tot una nu trebuie să numească altă. Eu doar am spus că nu putem rămâne static. Să ne trezim peste 3 ani și noi tot discutăm că adunarea generală nu desemnează membrii CSM. Pentru această situație am avut în vedere. Da, vă mulțumim foarte mult pentru intervențiile dumneavoastră. Noi deja suntem cam la finalul evenimentului de astăzi, dar totuși aș vrea să adresez două întrebări importante doamnei Mihailov. Prima ține de deblocarea situației de la CSJ și dacă există un plan de acțiuni pe termen scurt, înțelegem că în termen lung aceste funcții vacante de la CSJ vor fi suplinite cu judecători și profesioniști din domeniul dreptului care vor trece procedura de vetting, dar deja din exercițiul de pre-vetting ne dăm seama că procedurile respective durează. Ce se întâmplă între timp la CSJ? Deci, mulțumesc pentru întrebare. La moment, cu referire la Curtea Supremă de Justiție, soluții pe termen scurt, nu aveam și nici nu cred, chiar dacă ar fi, bine, sunt niște soluții, dar ele nu sunt oportune la moment, din simplu considerând faptul că totuși majoritatea judecătorilor actuale ai Curții Supreme de Justiție activează undeva ultimii fiind până pe 3 aprilie conform cererilor de demisie. Urmarea acestei date, reieșind din situația la zi, înțelegem că vor rămâne în exercițiu funcției 5 judecători. Oricel puțin, aceștia nu și-au exercitat dreptul de a depune eventual cereri de demisie. Într-adevăr, o situație pe termen lung va fi cu desemnarea judecătorilor Curții Supreme de Justiție în cadrul conform proiectului cu privire la legea Curții Supreme de Justiție, exercițiu de evaluare, având în vedere că deja va fi o componentă mixtă. Respectiv, dar înțelegeți că soluții pot fi mult mai multe, însă în acest sens contează foarte mult ca CSM-ul să devină unul funcțional. Și în acest sens eu vreau să spun că un pic mai devreme să fac așa o trecere, să prelungesc ideea care a fost vecerată mai devreme. Da, poate că vor fi soluții, situații în care se va
prelungi poate și după acest termen de 40 zile, dar deși acest lucru nu este deloc de dorit. Dar eu cred că sunt și situații pe termen scurt care sunt în pe terenul judecătorilor. Și aici eu sunt totalmente de acord că este necesar să faceți și 2 și 3 și 4 și 5 adunări pentru a discuta multitudinea de probleme. Dar având ceea ce încercam să lansez este prioritizarea problemei care o avem la moment. Și ori dacă vrem să rezolvăm această problemă și să nu se ajungă la total blocaj în acest sistem al justiției, ar fi foarte binevenit ca în această situație să se vină la întâmpinare și să judecătorii să facă uz de dreptul prevăzut în lege, astfel încât să convoace o adunare generală extraordinară. Legea le permite, dacă 50 de judecători își exercită acest drept, și să rezolve doar această problemă ce ține de selectare. Și la pe data de 28 să se discute celelalte probleme, inclusiv de adoptare de declarații și alte probleme din sistemul justiției. Ceea ce ține de adoptarea anumitor soluții cu privire la sistemul judecătoresc care să fie mai mult sau mai puțin agreate de majoritate. Da, eu sunt de acord. Chiar și aceeași lege 26. Bine, domnul Leșan, nu înțeleg că v-ați referit la aspectul ce ține de consensul larg și din punct de vedere a tuturor participanților la din partea sferii politice. Dar dacă să vorbim despre sistemul judecătoresc, eu mi-aduc aminte că atunci când au fost consultările și discuțiile în baza legii 26, acest consens a fost unul destul de larg și consimțit, inclusiv de reprezentanții sistemului judecătoresc, orice opțiune obiecții cu privire la necesitatea acestui exercițiu atunci la această etapă nu a fost. Faptul că apar situații în care apare necesitatea de a se lua unele decizii extraordinare, asta este. Noi trebuie să înțelegem că suntem martori la o perioadă foarte tumultoasă, plină de provocări și în acest context noi nu putem să stăm blocați doar în acele metode obișnuite de lucru. În acest sens, metodele trebuie să fie diversificate și să răspundă la necesități. Nu este de dorit ca, de acord, așa cum noi am discutat plenar și cu o bună majoritate cu o bună parte din noastră atunci când am discutat despre modificările inițiativei de legi cu privire la săptămâna trecută sau acum două săptămâni, cu privire la cele soluții în cazul în care CSM nu va putea convoca adunarea generală. De ce mai anterior nu s-a venit cu astfel de decizii? Fiindcă noi am ajuns la așa o situație extraordinară în care noi putem să vedem că, într-adevăr, noi nu o să avem un CSM funcțional, fiindcă odată cu demisiile din partea judecătorilor CSJ, au venit și demisiile din partea membrilor CSM. Eu nu mi-aduc aminte o situație similară anterior în care incorpore să fie date și demisiile membrilor CSM. Fiindcă noi astăzi, la moment, avem un singur judecător desemnat care membru al CSM-ului și un membru din partea societății civile. Și iată, de exemplu, în Franța, chiar am studiat foarte atent practica, în Franța, de exemplu, adunarea generală, CSM-ul este alcătuit din două camere, atât deci a procurorilor și a judecătorilor. Ministrul Justiției este cel care numește judecătorii de prima instanță la propunerea CSM-ului și Ministrul Justiției, în practică, este cel care convoacă adunarea generală și doar convoacă. Și asta nu a fost considerat în statul francez, care este un exemplu în acest domeniu, ca fiind emixtiune. Deci și eu vreau să spun că unele idei care vin poate mai neobișnuite nu vin neapărat să atenteze la independență sau să se facă emixtiune. Sunt niște standarde de bază, da, fire roșu, dar în situații neobișnuite se cer și soluții neobișnuite. Și de aceea și eu vreau să accentuez încă o dată o soluție pe termen scurt, de pe urma căreia vom avea de beneficiat cu toții, ar fi ca să se reflecte asupra posibilității de a se convoca adunarea generală extraordinară mult mai rapid acum, doar pentru o chestiune ce ține de alegeri. Mulțumesc! Mulțumesc mult, doamnă Rusu, văd că ați ridicat mâna, vă rog să interveniți scurt, după care trecem la sesiunea de concluzii. Scurt. Vreau să spun că, da, într-adevăr, noi putem să avem mai multe exemple de
de niște democrații avansate în care sunt alte reguli decât în țara noastră, dar vreau să spun că în țara noastră este un așa un moment foarte întristător pentru mine, că fiecare dată când se schimbă puterea politică, la noi cu acei care au fost înainte în puterea politică se luptă cu dosare penale. Eu am spus faptul că eu am spus cuvântul se luptă, deoarece asta nu este prima dată și nu a fost unicul caz. Noi avem foarte multe dosare care acum sunt numite dosare de rezonanță, mai multe din ele. Și este un nu numai că eu am apreciat acest lucru, dar și investitorii și diferite așa putem să spunem, experții care analizează democrația noastră sau cum ea este constituită la noi, cum se desfășoară la noi, au marcat acest fapt. Și în cazul dat, este foarte important că această putere judecătorească care acum se construiește, putem să spunem, sau noi încercăm să le întărim, ea trebuie să fie bazate pe niște reguli în legislație care chiar și în cazul când la puterea vine o persoană sau un grup de persoane sau un partid politic care este intenționat rău, că el nu se poate să folosi de aceste reguli pentru a captura justiția. Că noi avem această tendință, iată țara noastră are această tendință. Și noi putem să vorbim despre niște exemple din țările mai cu democrație mai avansată, dar trebuie să ținem minte și de realitatea în care noi trăim. Am vrut numai acest moment să spun că este foarte important să ținem minte. Chiar și este important să gândim și despre faptul că noi chiar dacă mergem mai departe, zi cu zi, noi trebuie să gândim despre necesitatea, totuși sau anunțării unui alt concurs pentru membrii din rândul curților de apel sau de la Curtea Supremă de Justiție, că avem că mai mulți judecători care au fost chiar și votate din rândul judecătoriilor au trecut în Curtea Supremă de Justiție și iată cu demisia lor noi vedem că asta a afectat și acest subiect. Deoarece nimeni nu poate să spune ceva contrariu, că pe fundalul mai multor probleme, noi trebuie să gândim și despre faptul că oricum, chiar dacă găsim această modalitate, nu știu cum să fie acest consiliu lucrativ numai cu reprezentanții, cu judecătorii aleși din rândul judecătorilor, noi trebuie să găsim candidații pentru din rândul curselor de apel și asta poate fi conform regulilor în vigoare, numai prin concurs. Și el trebuie să fie anunțat în curând, în termeni foarte restrânși. Domnul Rus, pentru intervenția dumneavoastră, într-adevăr, sustenabilitatea reformelor este important. Este important să creezi reformele astfel încât ulterior ele să nu îți vină peste cap. Vă mulțumesc foarte mult pentru intervențiile voastre de astăzi. Ne apropiem de finalul evenimentului nostru de astăzi. Ați repetat de mai multe ori comunicare și colaborare, un îndemn de altfel foarte sănătos și binevenit. Comunicarea și colaborarea, care eu înțeleg din ce am văzut la adunarea generală a judecătorilor, din ce am auzit astăzi, a cam lipsit până la momentul de față. Dar este în puterea noastră să construim această platformă de colaborare, mai ales că Ministerul Justiției se arată deschis pentru această comunicare și colaborare. Acum trecem în sesiunea de concluzii. Vă rog foarte scurt, deja am depășit destul de mult agenda și vă mulțumesc că totuși ați rămas alături din nou. Îmi dau seama că aveți dumneavoastră o agendă foarte încărcată. În sesiunea de concluzii, timp de un minut, două, să vă adresați publicului cu un cuvânt de încheiere, făcând referire anume la acele soluții care pot fi întreprinse pentru a depăși situația în care ne aflăm astăzi. Vă rog, doamna Mihailov.
Mulțumesc. În primul rând vreau să mulțumesc pentru organizarea acestei platforme de discuții și să mulțumesc celor prezenți astăzi că au acceptat să avem această discuție. Vreau să reiterez sau să mai bine zis să confirm această necesitate de a discuta, dar și cu găsirea de soluții comune. Pot să spun că din partea mea acest angajament a fost cel puțin confirmat prin propriile mele acțiuni, astfel încât această inițiere de dialog am întreprins-o constant din primele mele zile de în noua calitate de ministru al justiției. În al doilea rând pot fi confirmate și prin ajustările care au fost efectuate la proiectul legii cu privire la Curtea Supremă de Justiție și evaluarea judecătorilor sau a candidaților care vor dori să devină judecători a Curții Supreme de Justiție, ajustări pe care le-am luat în considerație, inclusiv din discuțiile cu judecătorii Curții Supreme de Justiție cu privire la mecanismul de evaluare și în continuare vreau să reiterez necesitatea ca găsirea soluțiilor înseamnă și asumare de responsabilitate. Și de aceea eu fac apel la bună credință și implicare din partea judecătorilor, așa cum a trasat, permiteți-mi să fac referință domnului Ieșanu, este important să înțelegem ce avem noi astăzi în vigoare. Ne place, nu ne place, noi ar trebui să respectăm ceea ce este în primul rând în vigoare ca să arătăm propriul exemplu altora. Și cred că o soluție cea mai benefică și scurtă, pe termen scurt, este ca judecătorii să dea dovadă de curaj și să convoace o adunare generală extraordinară privind soluționarea acestui subiect, selectarea membrilor, fiindcă doar așa vom putea trece și la următorul subiect care a fost menționat și de doamna Rusu, anunțarea concursului pentru ca să fie selectați membri din partea Curții de Apel și a Curții Supreme de Justiție, fiindcă noi cu toții ne dorim ca acest CSM să vină funcțional. Dar cum să devină funcțional dacă noi nu avem întreprinși măcar și primii pași. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, doamna Mihailov, doamna Mitrofan. Deci, eu, de asemenea, vreau să vă mulțumesc pentru această ocazie de a comunica și a participa. Și eu vreau, în primul rând, să mă adresez societății, pentru că ultima perioadă, ceea ce citesc pe internet, pe rețelele de socializare despre judecători, sincer vă spun, mă îngrozește și mă întristează. Pentru că într-un proces atât de complicat și de complex, îndelungat, nu numai judecătorii sunt vinovați. Toate părțile în proces au partea lor de vină. Și aș vrea fiecare să-și asume această parte de vină. Să înțelegem că noi avem un scop comun, un sistem judecătoresc independent, funcțional și puternic. Să înțelegem că societatea de la noi așteaptă justiție și judecătorii astăzi își doresc să facă o justiție calitativă, dar atât timp cât judecătorii sunt implicați în aceste procese, au anumite obiecții vis-a-vis de procesele și reformele în derulare, astfel încât, în final, să nu sufere persoana. De aceea, eu sper că în viitor, anume, acest scop ne va uni și ne va ajuta să ieșim din acest impas. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult, domnul Chertacă! Mulțumesc și vreau să mulțumesc și pentru posibilitatea de a discuta. Ca concluzie de ordine general, cu siguranță, nu este un singur vinovat. Și din start a vorbit pe poziția antagonistă. Deci este o greșeală și cu siguranță nu va aduce careva soluție, inclusiv pentru societate. În asemenea măsură, eu sunt convins că puterea judecătorească, judecători din sistemul judecătoresc de astăzi au conștiință. Eu poate n-am spus toți, dar marea majoritate că îi cunosc sunt persoane care înțeleg și eu sper foarte mult că cei astăzi care fac poliții în domeniul justiției, sunt responsabili, domeniul dat, vor putea identifica și mecanisme ca pe viitor, 2-3 ani zile, acest proces nu fie reluat la început de alte guverne. Într-un final, ține de fiecare judecător și fie pentru că sistemul judecătoresc, fie judecătoresc la moment este la o răscruce. Și depinde de atitudinea fiecare judecător în parte, decizii care le ieși să respecte legi. Dar, cu siguranță, să vorbim de aspectul că adunarea generală din 17 martie a fost un blocaj sau un boicot a puterii judecătorești, eu cred că este exagerat, cu siguranță. Mulțumesc! Mulțumim mult, domnul Chertacă. Domnul Rusu, vă rog. Da, eu vă mulțumesc pentru această invitație și pentru încredere.
în opinia noastră că, într-adevăr, opinia celor care lucrează în interior trebuie să, să conteze la luarea deciziilor. Și am vrut să spun că totuși, eu, de exemplu, ca și anterior, înainte de adunare generală, am spus că judecătorii să vină la ședință, să vină la adunare generală. Eu am fost convinsă și eu mă bucur că nu m-am înșelat. Și în cazul judecătorilor, eu vreau să spun că eu sunt convinsă că judecătorii sunt destul de bine intenționate și destul de profesioniști ca să propun niște soluții viabile pentru această situație. Și eu sunt sigură că această declarație care acum se pregătește pentru a prezenta opinii, pentru a prezenta publicul și pentru a contura aceste necesități și aceste viziuni din interiorul sistemului este foarte importantă și ea să fie ca un răspuns inclusiv și pentru aceste probleme cu care noi acum ne-am întâlnit. Și chiar dacă ea să fie, de exemplu, să aibă loc de critică, eu cred că judecătorii sunt destul de profesioniști ca să evalueze această critică pentru a îmbunătăți poziția, pentru a vedea și din altă parte care sunt necesitățile societății de la justiție și eu mi se pare că noi avem o șansă să construim acest dialog nu ca răspunsuri și întrebări, dar ca soluții versus necesități. Da, mulțumim. Domnul Ioșanu? Mulțumim. Finalizez cu ce am început, să căutăm consensul, să nu considerăm că chiar dacă formal se constituie Consiliul Superior al Magistraturii, problema este rezolvată. Va fi o mare eroare dacă Ministerul nu va înțelege că trebuie să continue dialogul cu societatea și cu forțele politice, astfel încât acest rezultat să fie acceptat. Pentru că chiar dacă se constituie Consiliul Superior al Magistraturii, dar societatea nu acceptă și o să preia ideea că este o acaparare a justiției de către actuala guvernare, o să fie mare problemă. Îndemn și chiar rog judecătorii să desemneze membrii atât cât sunt posibile în Consiliul Superior al Magistraturii, dacă este posibil mai devreme. Dar dacă chiar și desemnarea se va face pe 28 aprilie, eu îndemn pe doamna ministru și clasa politică să nu facă un capăt de țară din asta, pentru că nu se schimbă nimic principial dacă atunci vor fi aleși judecătorii. Și în același timp, faptul că nu poate fi demarat concursul pentru desemnarea candidaților de la curțile de apel și Curtea Supremă de Justiție, mie mi se pare cum s-a găsit soluții pentru cazul în care adunarea generală nu poate fi convocată. Este mult mai simplu să găsești o soluție pentru a demara acest concurs dacă acesta este necesar. Eu cred cu bună credință de pe toate părțile, să nu împărțăm în două, noi avem șansă să începem drumul lung spre schimbările pe care le așteptăm toți. Mulțumim! Vă mulțumesc mult, domnul Ioșanu. Sunt nevoie să reiterez mesajul final al domnului Ioșanu. Într-adevăr, prin bună credință, prin implicare și prin comunicare, toate lucrurile se vor reuși și din câte am văzut astăzi, această deschidere pentru comunicare există. Prin urmare, există și o speranță că situația care s-a iscat la moment va fi depășită în cel mai scurt timp în interesul public, în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Suntem la finalul evenimentului de astăzi. Aș vrea să le mulțumesc partenerilor noștri de la Fundația Hans Zeidel, care au făcut posibilă această dezbatere, precum și partenerilor noștri media, Privesc.eu și Realitatea Live Media, care au transmis live acest eveniment. Mulțumesc mult și paneliștilor pentru intervențiile pe care le-au avut, de altfel constructive. Și desigur le mulțumesc urmăritorilor noștri care au ales să fie astăzi alături de
IPRE. Înainte de a încheia, dragi urmăritori, aș vrea să vă îndemn să accesați un chestionar pe care îl găsiți în comentariile la videoul dezbaterii de astăzi de pe pagina de Facebook a Institutului pentru Politici și Reforme Europene. De această cale ne puteți spune ce a fost bine în cadrul evenimentului de astăzi, dar și mai important, unde trebuie să mai lucrăm pentru a îmbunătăți evenimentele noastre. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc o zi frumoasă în continuare. Cele bune! La revedere! Thank you.